Psalmul 34, un cuvânt cunoscut, dar care trebuie să fie nou pentru noi în revelație de fiecare dată. Să ascultăm cuvântul Domnului din Psalmul 34, versetul 1 la 10. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, fericit de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Pui de leu duc lipsă și le foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Amin. Iată un cuvânt pe care îl citim deseori. Este un cuvânt care ne înviorează, un cuvânt care ne ridică sufletul, un cuvânt care ne cheamă la închinare, un cuvânt care ne învață bucuria. Și în această dimineață aici la Emanuel, ori în această zi pentru dumneavoastră, cei care ne ascultați mai târziu, cuvântul acesta trebuie să aibă însă noutatea lui. Nu este cuvântul oamenilor, chiar dacă a fost spus prin oameni, este cuvântul lui Dumnezeu. Și fiind cuvântul lui Dumnezeu, are o bogăție adâncă, infinită. În dimineața aceasta, fiind și la cina Domnului, considerăm că actul de a sta la masă este un act de bucurie. Mântuirea este un act de bucurie. Biruința este un act de bucurie. Și când ai motive să te bucuri, când avem motive să ne bucurăm în părtășie frățească, să ne bucurăm în cuvântul lui Dumnezeu, să ne bucurăm în cântare de laudă, în prezența lui Dumnezeu, în rugăciune și în cântare, în cuvânt. Eu cred că atunci când avem aceste privilegii, acest har, este bine să ne deschidem inima către Dumnezeu și să învățăm mai adânc ce înseamnă bucuria. Mesajul cu care voi veni în fața dumneavoastră cu toată smerenia și respectul cuvenit unor oameni lui Dumnezeu se intitulează Timp pentru bucurie. Timp pentru bucurie. A sta la masa Domnului este o mare bucurie. Este o mare bucurie. Dacă nu ni s-ar permite să stăm la masa Domnului, ar fi cea mai mare pricină de întristare și de necas pentru noi. Pentru că a nu ți se permite să stai la masa Domnului este sinonim cu a nu fi în mântuirea lui Dumnezeu. Cei ce sunt fii și fiice, aceștia au privilegiul să stea la masă împreună cu Tatăl Ceresc, cu Salvatorul Iisus Hristos, cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În pasajul pe care l-am citit, în primele 10 versete, avem trei gânduri fundamentale. Și primul gând în acest timp pentru bucurie este natura bucuriei. Natura bucuriei. Ce presupune bucuria? Sigur că putem să spunem multe lucruri, dar în cuvântul pe care l-am citit, David vrea să ne învețe că și atunci când el era în probleme, a învățat să se bucure și a învățat trei dimensiuni ale naturii bucuriei. Prima dimensiune este închinarea propriu-zisă. Versetul 1, partea 1. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Faptul că mă pot închina, faptul că te poți închina, adică faptul că încă poți să cânți lui Dumnezeu, faptul că încă poți să te rogi, faptul că încă poți să îmbraci un necăjit, faptul că încă ești invitat la casa lui Dumnezeu, faptul că încă familia este cu tine, toate acestea sunt acte de închinare.
Și David, uitați ce spune la introducerea psalmului, un psalm alcătuit de David când a făcut pe nebunul în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de la el. El scrie psalmul acesta în momente când este izgonit de propriul lui popor și acum este izgonit și de vrăjmașii lui. Este un om care nu-și găsește locul nicăieri în momentul acesta și totuși David găsește că este o bucurie să se închine lui Dumnezeu. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Necaz, îl binecuvântez pe Domnul. Bucurie, îl binecuvântez pe Domnul. Încercare, îl binecuvântez pe Domnul. Strâmtorare, îl binecuvântez pe Domnul. De ce? Pentru că am învățat principiul acela pe care îl știm așa de bine, îl amintim mereu, dar de multe ori parcă nu face clicul acela potrivit în mintea și în inima noastră. Când lauzi pe Domnul, când te închin lui Dumnezeu, lucru pe care tu îl faci de fapt este să te pui la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca El să se coboare fie în necazul tău, fie în bucuria ta și să te umple de îndurarea Lui binecuvântată. Așa cum spune David în Psalmul 22. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te îndepărtezi de mine fără să-mi răspunzi? Strig ziua și nu-mi răspuns. Strig și noaptea și tot nu-mi răspuns. Și apoi spune acolo mai jos, zice, în tine se încredeau părinții noștri, se rugau și strigau către tine și ascultai, dar eu sunt vierme, nu om, pe mine nu mă asculți. Și atunci vine și zice, totuși, în versetul 3, Psalmul 22, totuși, tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul la ce? Laudelor lui Israel. Deci lauda, închinarea, nu face altceva decât îți deschide inima și îți creează o predispoziție pentru a se manifesta prezența lui Dumnezeu. Ori nu aceasta o dorim noi? Manifestarea prezenței lui Dumnezeu? Cât de mult pe mine mă deranjează o rugăciune seacă, mă deranjează o cântare seacă, mă deranjează o predică seacă, mă deranjează o donație făcută așa din silă, mă deranjează o vorbă bună scosă cu cleștele. Dar când vine ungerea Duhului Sfânt, este cu totul altceva, nu este așa? Este cu totul altceva. Închinarea, prezența lui Dumnezeu sunt similare, sunt sinonime. De aceea, prima natură a bucuriei este închinare. Voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Chiar dacă am trecut pe unde treci tu, sufletul meu a fost predispus să laud pe Dumnezeu, am găsit chestii înțelept să laud pe Dumnezeu și când treci prin încercare. Am găsit chestii înțelept. A doua dimensiune a naturii bucuriei este constanța. Partea a doua a versetului B. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea, a versetul 1. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Un lucru tipic printre oameni, de multe ori tipic în biserică, și aceasta are o pricină de dezamăgire pentru păstori, pentru liderii de tineret, pentru liderii de worship, pentru liderii de la școala duminicală, pentru cei ce au un grup de exemplu. Ne-ați observat dumneavoastră în viața personală, în relația cu Domnul, ne entuziasmăm repede, de multe ori, și cât ne ține? Cât ne ține? Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Dacă trebuiește ceva vieții individuale în pocăință, dacă trebuiește ceva vieții individuale în familie, dacă trebuiește ceva vieții în biserică, este constanță. Constanță. Poate Domnul să conteze pe tine? Putem să contăm pe dumneavoastră și după masă? În numărul ăsta frumos? Amin. Slăvit să fie Domnul! Constanță! Bucuria presupune constanță. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Dumnezeu este același și dimineața și după masă. Este același și la miezul nopții și seara. Dumnezeu ne dă aceleași binecuvântări, aceeași protecție. Am rămas mișcat, cum vă spuneam, la timpul de rugăciune, joi,
predicat în Biserica Domnului Filadelfia din București, strada Sebastian, unde a fost pe timpul frate Trandafir păstor. Și fratele păstor Nicu Oros m-a sunat înainte să ajung la biserică. Frate Gol, dacă puteți ajunge mai repede, avem aici o familie care are un necaz deosebit. A aflat că sunteți în oraș și are dorința aceasta să vă rugați dumneavoastră cu ea, cu familia, cu fetița lor. O fetiță de 2 ani și 10 luni, operată pe creier, tumoră de 5 cm lungime pe 4 cm adâncime. I-au scos doctorii poate mai mult de jumătate și i-au luat fetiței abilitatea de a vorbi. Abilitatea de a vorbi. Au tăiat prea adânc sau au atins ceva. Și au spus, nu putem să continuăm mai departe cu mijloacele care le avem în București, să mergeți în Franța și să o deschidă din nou și să o opereze acolo. Cum să refuzi o situație de felul acesta? Am ajuns în timp la biserică, dar frații au spus, întâi mergem la spital. M-am dus la spital, am întâlnit părinții, am întâlnit fetița aceasta în patul ei de suferință. Nu putea să comunice, era ceva greu de priceput la un copil să nu se poate manifesta. Vezi, David spune, lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Frați și surori, vin timpuri când ai vrea să faci ceva pentru Domnul și să spui ceva pentru Domnul. Și vă spun, nu se poate. Nu se poate. De ce este bine să fii constant acum câtă vreme ești în picioare, ești în putere, ești sănătos? Să fii constant în credință. Să fii constant în bucurie. Să fii constant la rugăciune, constant la biserică, constant în familie, în ce este bun. Nu credeți că lucrul acesta ne-ar aduce mai multă bucurie, mai multă binecuvântare? Bucuria presupune constanță. Noi nu ne bucurăm o zi și ne întristăm 6 din 7. Dumnezeu este cu noi în fiecare zi. El este prezent în viața noastră în fiecare zi. Ne mângâie în fiecare zi. Și la necaz, cine stă lângă tine și lângă mine mai aproape ca Dumnezeu? Cine? Nimeni. Știți de ce? Pentru că El a purtat necazurile noastre, a purtat suferințele noastre pe lemnul crucii, pe lemnul durerii și de aceea te înțelege și mă înțelege, plânge cu tine, se bucură cu tine, se roagă cu tine, se roagă pentru tine, așteaptă ca și eu și tu, care ne bucurăm în mântuire, ne bucurăm și la masa Domnului, pe lângă închinare să fim constanți în această bucurie și închinare. Și apoi este a treia dimensiune. Bucuria presupune lipsă de egoism. Lipsă de egoism. Versetul 3. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui cel Sfânt. Nu unul singur trebuie să facă lucrul acesta. Nu vreau să mă bucur numai eu singur în Domnul. Dar dacă nu vrea să se bucure nimeni, mă bucur singur. Dumnezeu ne cheamă să ne bucurăm cu toții. Cheamă-ți familia la bucurie. Cheamă-ți familia la închinare. Nu-i lăsa acasă. Tineri și tinere, foarte des aud această vorbă și este drept pe departe, dar nu este drept să oprească închinarea, să oprească slujirea. Nu v-am văzut la casa Domnului. Suntem obosiți. Obosiți. Dacă ești obosit, ia dintr-al tău, dar nu e luat dintr-al Domnului timp. Pentru că încurci o lucrare, o faci să dea înapoi. Ar trebui să fii în cor, ar trebui să fii în orchestră, ar trebui să fii în fanfară, ar trebui să fii în grupul de închinare, ar trebui să fii în grupul de rugăciune, ar trebui să fii acolo unde ți este locul, partea ta, locul tău este gol. Este gol. Haidem împreună să lăudăm pe Domnul. Haidem împreună să înălțăm numele Lui cel mare și sfânt. Dumnezeu ne-a făcut bine și individual și ca familie și ca biserică. Și de aceea eu cred că este bine colectiv să înălțăm numele Lui. Îndepărtează egoismul și cheamă-i pe cei de lângă tine să vină să se bucure împreună cu tine. Natura bucuriei presupune închinare, constanță și lipsă de egoism. În al doilea rând, cauze ale bucuriei.
cauze ale bucuriei. De ce ne putem bucura? De ce ne putem bucura? Și din nou, David, inspirat de Duhul Domnului, enumeră aici trei cauze ale bucuriei. Prima este ajutor divin, versetul 4. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Vreau să întreb biserica, vă întreb și pe dumneavoastră cei de la internet, chiar dacă nu sunteți aici înăuntru bisericii, acolo unde vă găsiți, în birou, în dormitor sau unde țineți computerul, unde ne urmăriți, la telefon, poate în mașină, că unii ne urmăresc pe telefon, aș vrea să ridicați mâna dreaptă în sus toți aceia care puteți mărturisi cu certitudine că Dumnezeu v-a ajutat în viață. Toți, nu este nimeni. Mulțumesc, nu este nimeni. Eu am căutat pe Domnul, așa spune aici cuvântul Domnului, și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Oare nu exagerează David? Nu, nu exagerează. Pentru că și dacă, de exemplu, să admitem că ai trecut printr-o încercare mare, o situație de sănătate, dacă n-ai fost vindecat divin, aș vrea să înțelegi ce însemnează m-a izbăvit din toate temerile mele. Dacă n-ai fost sau n-am fost vindecat divin în circumstanța de sănătate prin care ai trecut, Dumnezeu s-a îndurat de tine sau de mine, te-a atins și ți-a dat o pace pe care cel ce nu cunoaște pe Dumnezeu nu o are. O pace care te-a făcut să nu te sperii de ce vine în continuare, nici de faptul că poate vei pleca din lumea celor vii. Este pacea aceea care vine cu prezența lui Dumnezeu. Este pacea care vine cu prezența lui Dumnezeu. Mă duc aminte, eram student și la București am plecat în vacanța de iarnă, acasă, la familie, în Cluj, și am plecat un grup de 5 studenți cu o mașină. Când am ajuns, tocmai când am ajuns aproape de casă, pe Feleac, dealul Feleacului este cunoscut în România, este cunoscut un punct al morții, pentru că foarte mulți au murit pe dealul acesta, care e foarte șerpuitor și care coboară în orașul Cluj. Era decembrie, era frig, a înghețat pe când am ajuns noi, era noapte, am prins polei și mașina a început să se învârte. Și la un moment dat, coborând în oraș, ne-am dus în partea dreaptă. În partea dreaptă era dealul, deci prăbușirea. Am văzut că acum ne dăm peste cap. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Vreau să vă spun că am trăit ceva atunci ce mi-a fost greu de înțeles după ce s-a întâmplat. Dacă am ajuns pe margine și știam că ne răsturnăm acum cu mașina, ne dăm peste cap, muream cu toți acolo, s-a coborât așa o pace pe mine, parcă abia m-aștepta să mor. Este greu de explicat lucrul acesta. Așa așteptam să mă întâlnesc cu Domnul. N-aveam nicio frică, nicio teroare că mor, că rămâne în urmă soția. Deci ceva s-a întâmplat în inima și în mintea mea. Dar Dumnezeu a mișcat mașina invers și ne-am izbit de partea stângă și am rămas acolo înțepeniți. N-am pățit niciunul nimic. Vreau să spun, este un fenomen. Dumnezeu îți dă liniște și pace și în mijlocul furtunii. Și în mijlocul furtunii. Știți, poate ați auzit deseori aceea ilustrată, nu este numai o poveste, este un lucru adevărat. Se făceau mai de mult transportul între Europa și Statele Unite cu vaporul. Dura câte 3-6 săptămâni călătoria peste Atlantic ca să vii din Europa până în Statele Unite. Și Atlanticul este destul de tulburat ca și Pacificul, măcar că eu i-a pus numele Pacific, când l-a văzut Columbus pentru prima dată, înseamnă liniștit, nici Pacificul nu-i liniștit deloc, apa este tulburată. Dar într-una din aceste curse, o furtună foarte puternică s-a pornit pe Atlantic și toți pasagerii care erau, au intrat în panică pentru că erau izbiți în toate părțile, clătinate, nici nu aveau navele atât de performante cum sunt cele de astăzi, nu vapoarele de astăzi, transatlanticile de astăzi. Și toți fugeau, toți țipau, toți se prindeau de mână, spune istoria, o fetiță de vreo 8 anișori n-avea nicio treabă, se juca, alerga, țipa, cânta, avea jucării, păpuși. S-a apropiat cineva și a zis, dar tu nu te sperii, nu vezi cum se mișcă, nu vezi ce furtună, nu vezi ce întuneric. Și a spus, nu,
Dar cum nu te sperii? Uite, toată lumea este speriată. Da, dar toată lumea nu știe că tata meu este capitan. Ea avea încredere în tata. Ai încredere în Dumnezeu. Tatăl nostru e capitanul. Vasul acestea numită viață, numită familie, numită biserică. Și atunci de ce să mă tulbur? De ce să mă speriu? Ajutorul divin. A doua dimensiune este izbăvire și salvare. Versetele 4 la 6 din Psalmul 34. I-am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile înspre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui. Aș vrea să știm că Domnul nu este selectiv în ce privește de unde ne poate scăpa și de unde nu ne poate scăpa. El nu are probleme de felul acesta. Toate sunt la fel. Când Sara, soția lui Avraam, la 90 de ani a auzit pe îngerul Domnului că a spus către Avraam aceste cuvinte, la anul pe vremea aceasta vei ține în brață un copil, din perspectivă de sănătate, din perspectivă de rejuvenare, deci nu mai era nicio posibilitate să nască, pentru că deja omul trecuse în starea aceea de care vorbește Psalmul 90. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, pentru cei mai tari la 80 de ani. Sara avea 90. Era imposibil să nască. Și aici o paranteză dați-mi voie să vă spun. De aceea, Israel, poporul Israel, nu este un popor ca toate popoarele. Israel este un popor creat, nu este un popor generat, născut în sensul normal al cuvântului. Faptul că Sara a putut să nască a fost intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, un act creativ în Avram și Sara, un act creativ, după cum Iisus a fost un act creativ de către Dumnezeu, pentru că în Psalmul, în Evrei 10 cu 5 și 6 spune, tu n-ai voie nici jertfă, nici ardere tot, ci tu mi-ai pregătit, ce? Un trup. Dumnezeu a pregătit trupul lui Iisus Hristos, embrionul acela în care să se coboare, a pregătit, a creat un trup pentru Iisus, a creat sângele lui Iisus Hristos, așa cum vorbeam în alte ocazii. Poporul lui Israel este un popor creat, deci este urât de toată lumea, este urât de cel rău, pentru că nu poate să conceapă această intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Dar revenim, izbăvire, salvare, nu contează. Vârsta la care te afli, nu contează circumstanța în care te afli, Dumnezeu poate să intervină. Dacă a intervenit în viața lui Sara și Sara a râs când a spus, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un copil, s-o creadă Domnul meu. Cum i-au pus numele? Isaac, adică Dumnezeu care râde la urmă, râde mai bine, asta înseamnă Isaac. Pentru că Sara a râs atunci și a zis, este imposibil. Și a zis, nu e nicio problemă, o să-i puneți numele Isaac. Dumnezeu este cel ce râde la urmă, nu că râde de noi, în sensul că cel ce zâmbește. Și în circumstanța aceea, punctul meu este acesta, în circumstanța aceea în care Sara a zis, este imposibil să nasc, este imposibil ca soțul meu să se apropie de mine și să nasc. Și care au fost cuvintele Domnului? Este ceva prea greu pentru Domnul? Nu este nimic prea greu. El rostește un cuvânt și totul îl ascultă. Îl ascultă pământul care nu vorbește, îl ascultă măgarii și vorbesc, îl ascultă cocoșii și cântă, pe toate îl ascultă pe Dumnezeu. Îl ascultă marea și se liniștește când îi spune taci fără gură, îl ascultă moartea și este neputincioasă și oamenii se ridică din morți, pentru că Dumnezeul nostru este atotputernic. El este creator. El este creator. Cauza bucuriei este izbăvire, salvare. Și apoi este o a treia dimensiune pentru cauza bucuriei. Este protecția divină. Versetul 7. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Noi avem, ca oameni ai lui Dumnezeu, o făgăduință extraordinară. Dumnezeu Tatăl este pentru noi
Dumnezeu Iisus este pentru noi și cu noi, și Tatăl este și pentru noi și cu noi. Dumnezeu Duhul Sfânt este pentru noi și este cu noi. Și dacă Domnul este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Dar pe lângă aceasta, Dumnezeu a mai rânduit ceva. A rânduit ca îngerii Lui să se ocupe în permanență de noi. Aduc aminte că am citit acest raport al poliției din New York. Un accident teribil a avut loc în seara de Crăciun, în ajunul Crăciunului, într-un orășel din New York, pe freeway, pe autostradă. Un bărbat la aproximativ 40 de ani, un bun credincioș, în seara de ajuns s-a dus să-și viziteze mama, care era femeia în vârstă, și a stat cu mama cât a stat și apoi s-a întors acasă. Dar când s-a întors acasă, pe autostradă, era rece, era polei, a derapat, a aruncat mașina, s-a rostogolit de câteva ori în aer. Poliția era tocmai de partea cealaltă, pentru că asta era raportul poliției. Era pe partea cealaltă, că era un accident pe partea cealaltă a autostrăzii. Și a văzut tot accidentul, poliția desfășurându-se, doi polițai în fața lor. S-a învârtit în aer mașina, s-a izbit de câteva ori și a căzut și a rămas cu roțile în sus. A zis poliția, omul acesta este mort. S-au dus, au trecut dincolo repede, au pus să se oprească traficul, au reușit să, cu alții, să întoarcă mașina și după ce au ridicat mașina, șoferul s-a trezit ca dintr-un somn. Dar nu era la volan. Asta este raportul poliției. Șoferul nu era la volan, era pe scaunul pasagerului. Și-a întrebat poliția, unde este șoferul? Și el a spus, păi eu sunt șoferul, că am fost singur în mașină. Păi ce, cum tu ești șoferul, că ești pe scaunul pasagerului? Noi când am văzut că se produce accidentul, te-am văzut pe scaunul pasagerului și era altcineva la volan. Nu se poate, spune. Eu am venit singur și am venit la volan, n-am venit pe scaunul pasagerului. Poliția a menționat acolo, din motive neexplicate de noi și de pasagerul, de șoferul care a avut accidentul. În urma accidentului, șoferul a ajuns pe scaunul pasagerului, iar noi cu ochii noștri am văzut pe adevăratul șofer stând la volanul mașinii. N-a pățit nimic, mașina s-a îndoit, bineînțeles, în căderile acelea, pentru că ce s-a întâmplat? Care este explicația? Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie, fără să-și dea seama, l-a trimis direct pe scaunul pasagerului și îngerul a preluat comanda. Pentru că Dumnezeul nostru poate să facă minuni și face, glorie Lui. Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând, după ce am văzut natura și cauzele bucuriei, să vedem puterea bucuriei. Ce face bucuria aceasta care o avem de la Dumnezeu? Ce face? Ce face cu tine și ce face cu mine? Primul lucru pe care îl face este putere de influență. Bucuria trebuie să influențeze. Versetul 8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Asta înseamnă că poți să influențezi. De ce spune David, gustați și vedeți ce bun este Domnul? Pentru ca să-i determine și pe alții să intre în bucuria mântuirii, în bucuria părtășiei cu Dumnezeu, în bucuria umblării cu Dumnezeu. Bucuria ar trebui să fie contagioasă, fraților. Dacă necazul este amărăciunea contagioasă și pe mulți îi deprimează, de ce n-ar fi și bucuria contagioasă? Se aprindă pe mulți. Se aprindă pe mulți. Se aprindă rugăciunea ta, se aprindă cântarea ta, se aprindă părtășia ta, așa să se întrebe oamenii, ce e cu tine? De ce te bucuri? Cum să nu mă bucur? Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu este prezent.
Trebuie să simtă lucrul acesta, să fie mișcați, să se bucure și ei. De aceea vă sfătuiesc în numele Domnului Iisus Hristos, dacă aveți bucuria în inimă, nu o țineți ascunsă. Nu o țineți ascunsă. Lăsați-o să se vadă. Pentru ca și cei din jur să vadă și să înțeleagă, uite, domnule, eu știu că familia aceasta trece prin încercare, uite ce bucurie au la închinare, uite ce bucurie au împărtășia cu Dumnezeu. Și lucrul acesta va fi o pricină de binecuvântare, de ridicare, influență. Doi, puterea bucuriei creează recunoștință. Versetele 8 la 10. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, fericit de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de lei duc lipsă și le foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Ce bine este să fii recunoscător, să vezi. Dacă te-ai încrezut în Dumnezeu și dacă faci o comparație, chiar dacă sunt oameni în lumea de afară, bogați și ultra-bogați, un om al lui Dumnezeu vede mâna lui Dumnezeu. Vede ocrotirea lui Dumnezeu. Vede intervenția lui Dumnezeu. Vede pâinea pe care o dă Dumnezeu. Vede grijă de care îi face parte Dumnezeu în cele mai dificile momente ale vieții. Și lucrul acesta îl face recunoscător. De fapt, ce aș putea să spun și ce ar putea să spună casa mea, tot ce suntem și tot ce avem, se datorează lui Dumnezeu. Dar cred că așa e și cu tine, nu? Ar trebui să vezi lucrul acesta. Și apoi este ultimul aspect, este încurajare. Încurajare. Psalmul 34, versetele 9 la 11. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de lei duc lipsă și li foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Și acum versetul 11. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci voi vă învăța frica de Domnul. Este o invitare, o invitație la încurajare. La încurajare. Astăzi vom sta la masa Domnului, prin bunăvoința Domnului. Știți cine poate sta la masa Domnului? Cine a venit cu păcatele lui, cu păcatele ei înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, acesta sunt eu. Nici n-aș încerca să mă dau drept altul, pentru că totul este gol și descoperit înaintea Ta. De aceea te rog, iartă-mă, spală-mă și curățește-mă. Și dacă Domnul m-a putut ierta pe mine și m-a putut spăla pe mine, ar trebui să te încurajezi că te poate ierta și pe tine și te poate spăla și pe tine. Ca să stai la masa Domnului. Încurajează-te de lucrul acesta. Domnul e mai mare decât păcatul tău, decât păcatul meu, este mai mare decât neputința ta sau neputința mea. El este absolut superior tuturor lucrurilor pe care le putem noi gândi. El este în stare și în putere să ierte, în putere să ridice și în putere să îți dea ca lui David, să-mi dea ca lui David din nou. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Și El ne-o dă în dimineața aceasta. Bucuria iertării, bucuria mântuirii, bucuria părtășiei cu El, bucuria părtășiei unii cu altul și bucuria de a sta la masa Lui. Este timp pentru bucurie. Bucurați-vă în Domnul, frați și surori. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană, le-și de bine să se bucure, să se închine Lui Dumnezeu. Este moment de bucurie. Domnul ne cheamă la masa Lui. Haidem să stăm la masă cu El, cu mulțumire, cu bucurie. Amin.